Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că vineri 24 iulie, în jurul orei 11, pe autostrada Soarelui, pe sensul București către Constanța, în dreptul kilometrului 48, în zona localității Sărulești din județul Călăraș, a avut loc un accident în care au fost implicate 5 autovehicule și 17 persoane. O persoană a fost rănită în urma impactului, iar traficul s-a desfășurat dirijat cu viteză redusă doar pe banda de urgență.